Georgeta și Dumitru Silion din Tocileni, Botoșani, sunt doi meșteri populari care s-au remarcat la târgurile și manifestările culturale organizate în județul Suceava prin păpușile unicat realizate cu migală. La început au fost simple, acum sunt complexe și redau cu fidelitate toate aspectele satului românesc, de la munca câmpului la cea din jurul casei, de la cântecul și jocul popular la spovedania din fața preotului. Primul pas în proces tehnologic, în sârmă, facem un schelet care va ajunge în felul următor. Să-l facem acum ca să vedeți cum arată. Da. Am un oricare șablon aici care nu iasă disproporționat corpul față de... Da. Ca să toate să aibă cam același mărit. Da, toate, de obicei, noi facem la 27 cm. Așa am început să facem. Și de atunci păstrăm aceeași mărime, aceleași proporții. Ca să ușurăm cât de cât munca, apelăm și la unele sculii. Din cauza că din mână nu se pot face toate chiar. Proporțional să-l așezăm în poziția normală a unui schelet din care va ieși o viitoare lucrare. Am făcut scheletul, pleacă în atelierul Maternitatea Păpușilor și acolo va fi îmbrăcat în material textil și face configurația corpului. Uite, a ajuns. De acum urmează următorul proces tehnologic. Suntem în atelierul, da, în atelier. Da. L-am botezat. Căsuța de povești, mai spune lumea, căsuța de povești. Practic aici iau naștere. Da, da, da. De la domnul meșterul meu, vine la mine și aici eu îi fac capul din argilă, am niște sculi mici, tot făcut de soțul meu. Uitați așa, astea sculi mici, pentru că dacă capul e mic și sculi mici. Uitați așa, am niște sculi cu care eu argilă de aici, că am argilă cumpărată. Asta e roșie, dar eu alb de obicei, când am găsit, pot să fac și cu roșii. Eu argilă, am frumos, o modelez în mână, îi dau forma capului și pe aia o pun așa pe schelet. Așa frumos, să-i dau formă și o las la uscat 2-3 zile ca să suși bine, bine. După aia îi dau cu vopsia așa să fie culoarea feții cumva și o las să suși bine, bine. Și apoi eu îmbrac, uitați așa, eu fășii din materiale și încep să îmbrac corpul. Uitați așa, frumușel, îmbrac. Uitați așa, așa. Lui cumva, într-un fel, îi fac cu forma piciorului. Și... am pele din porc, pele din vițel, fac papucei, uitați așa fac, uitați la bărbați fac papucei din pele de porc, la bunica, la bunieli fac piciorul din pele, din vițel, uitați așa, pele, și mai încep să o îmbrac, la bunica îi dau formă cumva, ți fac și pieptul frumos, fii, fac fustiții, fac tot ce trebuie pe dedesubt, fac bluziță, uitați așa și o îmbrac. Îmbrac foarte elegant, așa. Și apoi îmi pun baticaș așa frumos și îmi brobodesc și apoi o bunică, adevărată bunică. Uitați așa. Ia uitați așa, fac și pălării frumos. Aici, de exemplu, ce avem? Aici avem bunicul cu Biblia. Un bunic mai credincios care știește Biblia. Asta e mai de mult, așa, bunicul ăsta e colectorul. Înainte umblau în sat. Aici este bunica care spală la mangaliță, așa se spăla odată, la mangaliță. Așa punea așa o covățică, așa punea apă și la o mangaliță spăla rufile acolo. Aici bunica care toarce, trebuie să știm, trebuie să aducem aminte.
Deci este preotul care spovedește, da. Asta e realitatea, să spovedeți bunicile la preot. Ia uitați-vă așa, exact preotul cum... E un bunic așa mai hâtru, mai bătrân. Și aici avem chiar pește, așa cum... Uitați, și îmbrăcat corespunzător, are pălăriei din piele, că el acolo stă la baltă. Și aici avem bunici. Bunica îmbrăcat în costum popular, în zona noastră a Moldovii. Aici e bunica care merge la, care vine de la biserică cu coșulețul și cu bastonul. Aici avem vânătorul. Uitați, vânător, cu topul. Așa. Eu sunt o persoană creativă și, și la pensie m-am gândit că trebuie să fac ceva, să creez ceva, pentru că am vrut să mă întreg pe mine așa, să văd ce pot să fac. Chiar de mic am fost creativă. Mama a fost așa creativă, ei, de la ea moștenesc toate astea. Ei au fost buni la desen, la flori, la desena, făcea, picta pe pereți și cred că de acolo vine și pasiunea mea. Și când am și la pensie și am intrat și la țară, zic, hai să facem ceva. Întâi am avut un atelier sus la Măsartă, era cald și am spus la soțul meu, dacă tot fac ceva frumos, îmi faci o căsuță mea, o căsuță a poveștilor. Și s-a străduit. Câți metri pătrați? Da, pe cât, cât? 2,5. Da, am zis că nu mare, mică, pentru că vara mai ies afară, pun masă și... 4 metri. Da, da. Și a ieșit așa o căsuță frumoasă și eu am îmbrăcat-o frumos, el mi-a pus rafturi și de multe ori se umple rafturile, dar se vând și sunt interesante și